Se pare că duminica aceasta rămânem în cartea Psalmilor. Vom deschide Biblia noastre la pagina 557, Psalmul 8. Psalmul 8, către mai marele cântăreților, de cântat pe Ghitit, un psalm al lui David. Cuvântul Domnului ne spune astfel: Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul? Slava ta se înalță mai presus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sunt la țâță, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva protivnicilor tăi, ca să astup gura vrăjmașului și omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu, L-ai încununat cu slavă și cu cinste. Ei da stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele Lui, oile și boii la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Amin! Slavit să fie Domnul. Cam acesta e psalmul 8. Psalmul 8 spune: slăvit să fie Domnul. Și este un psalm atipic, ușor atipic, pentru că, spre deosebire de ceilalți psalmi, David, împreună cu poporul Israel, vine înaintea Domnului și îl slăvește într-un fel fără nicio altă pretenție, fără nicio cerere. Și slăvește și se uită la slava lui Dumnezeu și declară și mărturisește această slavă minunată. Și psalmul începe și se termină cu această declarație: Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele tău pe tot pământul. Și atât. Noi de obicei când ne rugăm lui Dumnezeu. În multe din rugăciunile noastre, preocuparea noastră este poate alta. Gândurile noastre și frazele pe care le spunem îi aduc și ele laudă lui Dumnezeu. Și de obicei, când îi aducem slavă lui Dumnezeu, îi aducem slavă pentru lucrurile care țin cumva și de noi sau pentru lucrurile pe care Dumnezeu le face pentru noi sau poate să le facă pentru noi. Și de aceea zic că Psalmul 8 e un pic altfel pentru că Psalmul 8 se ocupă de Dumnezeu și atât. Și arată cum toate pălesc în fața lui Dumnezeu. Și e o meditație și atunci vreau și eu în această după masă împreună cu dumneavoastră să medităm plin de admirație la numele și la slava Dumnezeului nostru. Dovezile slavei sunt peste tot și asta ne arată Psalmul 8: și ne conduce în închinare și în adorare față de Dumnezeu și față de scopurile Lui minunate. Că, până la urmă, care e scopul tuturor lucrurilor? Pentru ce există tot ce are viață? Pentru ce trăim noi? Tot ceea ce există este pentru slava Domnului. Viața noastră este și trebuie să fie pentru slava Lui. De aceea, în seara aceasta, cumva facem un pas în spate și ne ridicăm privirea spre cer. Ne ridicăm privirea în sus și îl lăudăm pe cel veșnic, fără nicio altă pretenție, fără nicio altă cerere. Ne uităm la Dumnezeu și medităm la Dumnezeu și la slava Lui. Nu știu cât de mult ne gândim la Dumnezeu, doar așa să ne gândim la Dumnezeu cum e El și cât de măreț e El. Fără să ne fugă mintea la ce avem nevoie sau ce ar putea El să facă pentru noi. Predica din această după masă este în patru puncte, așa că o să știți ușor când termin. Când ajungem la patru, e aproape de încheiere. În primul rând, slava lui Dumnezeu o vedem conform Psalmului 8 în creație, în cosmos. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele tău pe tot pământul. Și când ne uităm cât de minunat e numele lui Dumnezeu pe tot pământul, ne dăm seama că numele lui Dumnezeu e ceva special, e ceva măreț, mai măreț decât orice alt nume. Și ne-am uitat în ultimele luni în Cartea Exod și am văzut cât de minunat și de măreț e numele lui Dumnezeu față de orice alt nume. Oamenii au încercat să numească și să dea nume diferitelor zeități și diferiților idoli. Însă, în mijlocul tuturor a strălucit numele lui Dumnezeu și Dumnezeu, prin minunile sale, prin urgiile sale, a arătat cât de măreț și minunat e numele său. Dar nu doar așa își aș arată Dumnezeu numele său. Avem în vedere aici și binecuvântările generale, harul general pe care Dumnezeu îl oferă peste toți. Și cum ni se spune în scriptură, că El dă ploaie și peste cei răi, și peste cei buni. Și El face lucruri minunate pentru că asta e natura Lui. El tot ce face e bun, măreț și minunat. În toate lucrările Sale. Uitați-vă numai ce face Dumnezeu pentru ca Pământul și viața să existe. Tot ceea ce e necesar pentru susținerea vieții, aerul pe care îl primim, toate legile naturale, le numim naturale, pe care le-a stabilit. Dumnezeu, pentru ca toate lucrurile acestea să se țină împreună și să funcționeze. Unele le înțelegem, altele sunt peste puterea noastră. Cele pe care le înțelegem sunt minunățile vizibile, de care ne bucurăm și uh, le descriem și vedem modul în care sunt alcătuite. Și pământul acesta ne poate fascina, ne poate încânta prin minunățile care există aici și ne poate umple de uimire. Te uiți în modul în care funcționează toate de la circuitul apei în natură, lanțul trofic, până la modul în care funcționează ziua și noaptea, cum e mișcarea de rotație a Pământului, mișcarea de revoluție în care sunt stabiliți anii, forța gravitațională, toate cum sunt ținute pe acest Pământ. Dumnezeu a creat totul și toate le-a făcut bune ca să-și arate slava, ca să-și arate gloria, să putem spune și noi Doamne, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Ce înseamnă numele Lui? Înseamnă atributele sale, înseamnă cine este El, însușirile Lui. Și Pavel în Romani ne spune că toate acestea se văd deslușit încă de la facerea lumii. În Romani 1 cu 20, în adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămuri de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Cât de des spunem noi: slavă-ți, Doamne, pentru tot ceea ce faci în lumea aceasta! slavă-ți pentru modul în care conduci și călăuzești lumea și tot ce cuprinde ea! Câtă preocupare avem noi pentru a-i da slavă lui Dumnezeu? Câtă laudă îi dăm lui? în rugăciunile noastre și în viața noastră, în gândurile pe care le avem. Cât conștientizăm noi că tot ceea ce există e pentru slava lui Dumnezeu, pentru slava numelui Lui. Când eram mici, cântam cântarea Întreg pământul e în mâna Lui. Asta înțeles mulți oameni de-a lungul timpului și asta a înțeles, dacă ne aducem aminte, și Iov, când punea întrebări cu privire la rostul suferințelor lui pe acest pământ și voia să-i ceară socoteală lui Dumnezeu. Ce face Dumnezeu ca să îi răspundă lui Iov? Dumnezeu se laudă cu complexitatea creației lui, cu măreția lui și îi spune, dragă Iov. De fapt, nu îi spune, dragă Iov, îi spune cine este acela care întunecă planurile, prin cuvântări fără pricepere. Și după aceea îi spune lui Iov. Cine, unde erai tu când am întemeiat pământul? Spunem dacă ai pricepere. Cine i-a hotărât măsurile? Cine i-a pus piatra din capul, capul unghiului? Cine a închis marea cu porți? Când s-a aruncat din pântecele mamei ei? când i-am făcut haina din nor și merge așa mai departe. Cine a poruncit dimineții să răsare? Cine a hotărât hotarul tuturor lucrurilor? Pe ce cale se împrăștie lumina? De unde iese gheața? Poți să înnoți tu legăturile găinușei sau să dezlegi frânghile Orionului? Tu faci să iasă la vremea lor semnele zodiacului, tu tu cârmuiești ursul mare cu puii lui și îl poartă pe Iov prin toată creația și prin toată natura, după care arată animalele, vorbește de măgarul sălbatic, de struț, de hipopotam, de leviatan, pentru că întreg pământul este creația lui, întreg cosmosul este creația lui și totul e pentru slava numelui său. Și atunci și noi trebuie să spunem: Cât de minunat este numele tău, Doamne, pe tot pământul. Dumnezeu continuă să susțină pământul și să dea viață naturii în fiecare primăvară. Și vedem acum cum înfloresc toate, cum toată natura începe să trăiască. Și vedem în modul acesta faptul că Dumnezeu lucrează în chip minunat, că el nu s-a retras. Dumnezeu este la lucru și toate sunt în mâna lui, toate sunt susținute de Dumnezeu și depind de Dumnezeu. Fără intervenția noastră, Dumnezeu, an de an, învie totul. Fără intervenția noastră, primăvară, vară, toamnă, iarnă. Și lucrurile acestea sunt fascinante și ne amintim din când în când de ele și zicem, frumos e câmpul verde de ierburi și de flori ce strălucire noi zărim în multele culori. Frumoasă e natura pe care Dumnezeu, măreț în fiecare an, o îmbracă tot mereu. Dar așa cum vedem în psalmul 8, psalmistul nu se oprește la pământ. Psalmistul realizează că slava lui Dumnezeu e nemărginită. Întrece cu mult ceea ce este pe pământ, cuprinde întreg universul, cerurile. Slava ta se înalță mai presus de ceruri mai presus chiar de înțelegerea umană, mai presus de ceea ce ochiul poate vedea, sunt atât de multe lucruri pe care nu le vedem și care există, mult mai multe decât cele pe care le vedem, mult mai multe decât ceea ce putem noi pricepe. Există lucruri mai presus de univers. Noi știm că Dumnezeu este duh și nu-l putem vedea, însă în anumite ocazii Dumnezeu s-a descoperit vizibil pe sine însuși sau o parte din slava lui a arătat o oamenilor în mod direct. Ca ochiul să vadă acolo puțin, puțin din ceea ce există și acum nu se vede. Și am văzut în cartea Exod cum cei 70 de bătrâni au mers și au văzut o parte din slava divină. Moise pe munte mai târziu a cerut să vadă slava Domnului și a văzut iarăși o parte. Slava Domnului a umplut la finalul cărții Exodului a umplut cortul la inaugurare. Când templul lui Solomon a fost inaugurat, slava Domnului a umplut cortul. În Isaia, în capitolul 6, ni se spune că în anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul. Și Domnul îi se arată lui Isaia așezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Poalele mantiei lui umpleau templul. O imagine extraordinară cu serafimii care strigau Sfânt, Sfânt, este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Mai târziu, slava Domnului se arată și lui Ezechiel, în timp ce părăsește templu și Ierusalimul. Vedem o parte din slava Domnului atunci când îngerii preamăresc nașterea Domnului Iisus Hristos. Vedem o parte din slava Domnului în cartea Apocalipsa, atunci când bătrânii se apleacă, se aruncă înaintea Domnului și aruncă coroanele și îl laudă pe el pentru că este plin de slavă. Slava lui e nemărginită. Și noi trebuie să avem asta în vedere, trebuie să medităm la asta și să-i aducem o închinare plină de reverență, că ne apropiem de un Dumnezeu prea sfânt și prea slăvit. Ne uităm în Psalmul 19 și vedem că cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el și aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit. Toate lucrurile care există dau slavă lui Dumnezeu. Natura își face datoria și îl slăvește pe Dumnezeu. Cerul își împlinește menirea și îl slăvește pe Dumnezeu. Îngerii dau slavă lui Dumnezeu. Întregul cosmos, întreaga creație îi dă slavă lui Dumnezeu. Dar tu? Dar tu? Din versetul 2 se schimbă scena. Se schimbă de la un verset la altul. Din înaltul cerului coborâm Jos pe pământ și ajungem la niște ființe fragile, dependente de cei din jur. Ajungem la copii și bebeluși. Din gura copiilor și a celor ce sunt la țâță, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să, scu... să stupi gura vrăjmașului și a omului cu dor de răzbunare. Slava lui Dumnezeu. Punctul 2 se vede în cei mici, în copii. Cum vezi slava lui Dumnezeu în copii? Că până la urmă ce de văzut în copii? În copii vezi opusul, opusul forței, opusul puterii, opusul măreției, a înțelepciunii. Vezi fragilitate, naivitate, stângăcie, nu te poți baza cu ei pe nimic, cu nimic, Totuși, Dumnezeu își primește slava prin ei. Ce mai poți să vezi în ei? În ei poți să vezi în înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Că e atât de felurită că nu te-ai gândit la asta. De exemplu, versetul acesta are niște cuvinte care alătură copiii unei lupte, unui război. Și vezi în versetul acesta că există un război un război împotriva lui Dumnezeu dus de potrivnic, de vrăjmaș, de cel cu dor de răzbunare. Și, dragii mei, există un război. Există un război împotriva lui Dumnezeu și împotriva celor ce sunt de partea lui Dumnezeu. Deși slava lui Dumnezeu este nemărginită, există cineva care dorește slavă pentru el însuși. Cel rău dorește slava pentru el. Cei care sunt sub stăpânirea lui doresc slavă pentru ei. De ce Dumnezeu și nu eu? Slava lui Dumnezeu și puterea lui, cea pe care o vedem în primul verset, este pusă la îndoială, așa cum vedem și în psalmul 2. Sunt cel rău Conduce o coaliție, conduce oameni care se ridică împotriva celui ce stăpânește și zice, noi vrem să stăpânim, noi avem planurile noastre, noi vrem să fim în top, noi vrem să fim în vârf. Și istoria de la turnul Babel se repetă cumva la nesfârșit. Omul se revoltă, omul se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu și spune, eu pe primul loc trăiesc, dar trăiesc pentru mine. Cerurile spun slava lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu e minunat pe tot pământul, dar se ridică o împotrivire, o împotrivire începută de Lucifer, care în Isaia 14 ni se spune că el zicea în inima lui, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul miază nopții. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Și după el, toți cei care spun, vreau să-mi fac un rost în viață. Fără trăire, fără o, o trăire pentru slava lui Dumnezeu, totul e în zadar. Tu vrei atunci, vrei să ciupești. Vrei să furi din slava lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu este singurul înțelept și, în măreția lui, el continuă să-și arate slava tot mai mult și mai mult. Și o arată în versetul 2: Prin copii. Ce spune aici despre ei? Din gura copiilor ți-ai scos o întăritură, o fortificație și ni se spune că, prin ei, astupă gura altora, gura vrășmașului și a omului cu dor de răzbunare. Dumnezeu are planuri mari pentru cei mici. Pentru cei pe care de multe ori noi îi neglijăm, gândindu-ne că o să ne ocupăm de ei mai încolo, că o să i educăm mai încolo, că o să învățăm despre Dumnezeu mai încolo, că o să ne rugăm cu ei mai încolo. Dumnezeu i-are în vedere de la naștere, ba chiar dinainte de naștere, și îi folosește încă dinainte să poată să vorbească. Ei sunt o unealtă, un instrument care vestește lauda Domnului, care vestește măreția Domnului în primul rând prin ce sunt ei. Gândiți-vă că slava lui Dumnezeu se vede în modul în care e construit un omuleț. Pur și simplu Dumnezeu face o minune și în chip tainic creează o nouă persoană. Îi dă un suflet pentru slava lui și încă unul și încă unul care se naște și care poate să trăiască pentru slava lui Dumnezeu. Milioane și miliarde de copii, Dumnezeu creează și lucrează și lucrează în continuare și face totul pentru slava lui. Mai este un copil, mai vine un copil, slavă Domnului, vrăjmașul e făcut de rușine, pentru că Dumnezeu își continuă lucrarea și își continuă creația. Încă o întăritură, încă o fortificație încă un de copil. Ca să astupi gura vrăjmașului, ca să închizi gura diavolului, numit și acuzatorul, cel care cu asta se ocupă. El vorbește, însă un lucru esențial pe care trebuie să ne-l amintim, vrăjmașul se învârte, amenință, acuză, urlă, dă târcoale, însă nu poate crea Nimic. El nu poate crea nimic. Nu poate să facă nimic minunat. Acela e atributul lui Dumnezeu. Și atunci ce îi rămâne vrăjmașului? El vede că Dumnezeu creează și creează lucruri minunate. El vede mâna lui Dumnezeu la lucru, el însă nu poate crea. Și atunci ce face? El poate să distrugă. El atâta poate. El poate să dărâme. Și a început pe pământ cu Adam și Eva și a căutat, ca în oameni și în întreaga natură, să aducă distrugere. Să aducă păcat, să aducă moarte. Și Dumnezeu este cel care aduce viață, și Dumnezeu este cel care aduce la viață și ne conștientizează să trăim conform menirii noastre pentru slava lui Dumnezeu. Și ce frumos se folosește El pentru slava Lui și de copii. Și doar vreau să trec repede cu o mie de ani în viitor, față de psalmul acesta, în vremea Domnului Isus, atunci când El intră în Ierusalim. Copiii îi aduc laude. Fariseii zic lui Isus, făi să tacă. Dar Isus le aduce în față psalmul 8. Și spune, oare n citi niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug. Vedeți ce face Isus aici? Locul ăsta de întăritură, fortificația, este lauda. Tu ai scos laude din gura pruncilor. Și ne mai întrebăm uneori cum ar trebui să luptăm cu diavolul, ce arme să mai folosim. O armă bună este lauda. să aducem laudă lui Dumnezeu, să aducem slavă lui Dumnezeu. Lăudându-l pe Dumnezeu, îl faci pe vrășmaș de rușine. Și ce mânghiere să știi că și în dreptul copiilor scriptura are putere, încă de mici. Și că noi trebuie să învățăm pe copii calea pe care trebuie să urmeze și când vor îmbătrâni, nu se vor abate de la ea. Evanghelizarea începe de la micuții din casele noastre și Dumnezeu își primește lauda prin ei dar prin noi. Și ajungem acum și la noi, la cei mari. Punctul 3. Slava lui Dumnezeu se vede în noi, în coroana creației. După toate aceste lucruri, cum rămâne cu omul? Și psalmistul pune problema foarte interesantă. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă. Cât de frumoasă e creația ta, cât de frumos e tot ceea ce ai făcut, e minunat. Și nu ne săturăm să admirăm tot ceea ce e în jurul nostru și descoperim noi și noi lucruri despre cum a creat Dumnezeu totul. Și Într-un fel, noi mergem din mic în mai mic și ajungem la nivel microscopic, și ne dăm seama ce minunate sunt lucrurile la nivel microscopic, atomic, subatomic și așa mai departe. Și descoperi tot mai mult mergând așa, din mic în mai mic. Și descoperi tot mai mult. După care mergi în cealaltă parte și te uiți la planete, la constelații, la galaxii, la Universul acesta nemărginit. Și ce pot spune? Cât de minunat este Dumnezeu și toate acestea sunt lucrarea mâinilor Lui. El are o slavă neștirbită prin lucrurile acestea. În schimb, ce este omul? Omul e o mână de pământ, de lut, de praf, prin care a intrat răul în lume. Omul e sub păcat și din cauza că omul trăiește în păcat și natura e afectată pentru că omul trăiește în păcat și păcatul distruge, demolează pentru că asta știe să facă cel rău și păcatul strică tot ceea ce creează Dumnezeu frumos. Și atunci te întreb ce este omul ca să te gândești la el, ca să-l bagi în seamă. Omul, dacă te uiți la el acum, e defect. E păcătos. Dar nu tot timpul a fost așa. Psalmistul trece aici în versetele următoare, trece cumva în revistă planul lui Dumnezeu cu omul, crearea și responsabilitatea lui. Dumnezeu să ne amintim acest lucru că a investit personal în om. Atunci când l-a creat, l-a separat de restul creației. L-a făcut personal din țărână, l-a adus la viață personal, suflându-i suflare de viață și i-a dat conștiință, voință și l-a făcut după chipul și asemănarea lui. L-a făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Câtă demnitate i-a dat Dumnezeu omului să poată să stea cu Dumnezeu, să petreacă timp cu Dumnezeu împreună, să discute, să aibă părtășie, să se plimbe cu Dumnezeu. Ce onoare! Într-adevăr, e încununat cu slavă și cu cinste. După aceea, a pus stăpân, stăpân peste lucrurile mâinilor tale, ni se spune în versetul 6. I s-a dat în stăpânire pământul, peste grădină stăpân, peste creație, peste animale. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Și Dumnezeu își descopere și vrea să își descopere slava lui prin om. Și lasează coroana creației, în vârful creației și vrea să-i pună totul sub picioare. Toată creația sub administrarea omului și omul să se ocupe de ea în numele lui Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu. Ce responsabilitate, ce mare valoare pune Dumnezeu în om să lucreze și să folosească totul pentru slava Domnului. Omul să trăiască cu Dumnezeu și să lucreze cu Dumnezeu, să lucreze pentru Dumnezeu, Vedem aici privilegiile date de Dumnezeu omului, și îmi vine în minte: dacă toate astea le-ai gândit, oare le mai gândești pentru om? În momentul acesta, omul se folosește de toată înțelepciunea pe care i-a dat-o Dumnezeu și face lucruri extraordinare din punct de vedere uman. Putem zice că trăim cea mai bună viață care a existat vreodată. Însă tot ceea ce am primit și tot ceea ce avem, pentru ce le folosim sau pentru cine le folosim? Sănătatea, casa, mașina, salariu, mâncarea, îmbrăcămintea, toată averea, tot, tot ce are omul, Tu le-ai dat, Doamne, ca el să se bucure de ele și să le folosească spre slava Ta. Și din păcate ce vedem, omul le folosește toate pentru slava proprie. Și atunci mă gândesc și zic: Doamne, tu ai creat omul cu un scop, tu i-ai dat responsabilități, i-ai dat un statut măreț, și vrăjmașul a intrat în lume și a dărâmat tot ce tu ai construit. Și vrăjmașul caută să ne convingă acum că noi suntem ca restul creației. Nu suntem separați de restul creației. Că nu suntem decât niște animale mai evoluate că nu e nimic special în noi, că noi suntem un alt, alt fel de mamifere. Dar Cuvântul lui Dumnezeu ne spune atât de clar că omul a fost creat mai presus, diferit de toate acestea, că planul lui Dumnezeu cu omul este diferit față de planul lui cu restul lucrurilor. Și ajungem, citind acest lucru, la ultimul verset, care repetă primul verset și consfințește cumva că numele lui Dumnezeu este și rămâne minunat pe tot pământul. Creația este minunată și există pentru slava singurului Dumnezeu. Și Dumnezeu merită slava de la început și până în veșnicie. Însă cum rămâne cu omul? Pare cu omul Dumnezeu a dat greș? Nu scade slava lui Dumnezeu prin ceea ce s-a întâmplat cu omul? Ultimul verset ne spune că totul e minunat. Și parcă întrevede așa că deși omul, acum te uiți la el și te întrebi ce omul, că nu i unde ar trebui să fie, conform cu modul în care a fost creat și cum a vrut Dumnezeu să fie. Totuși, Dumnezeu va fi slăvit total. Asta înseamnă că Dumnezeu va fi slăvit și prin om. Psalmistul vrea să ne arate că, deși nu știe exact cum și când, Dumnezeu își va primi slava și de la oameni. De la acești oameni care sunt cum sunt împăcat, pentru că Dumnezeu este minunat și slăvit de toți, și va fi slăvit inclusiv prin om și prin omenire. Și ajungem așa la punctul 4, ultimul al acestei serii. Slava lui Dumnezeu se vede în Fiul Omului, în al doilea Adam, în Domnul Isus Hristos. După cum în Adam, toți cei născuți în Adam mor, toți cei născuți în Hristos vor trăi. Și acum, unde este Hristos în Psalmul 8? Dar Psalmul 8 nu este doar în Cartea Psalmilor. Psalmul 8 este reluat, am văzut, este citat și în Matei. Psalmul 8 este reluat și în Cartea Evrei și aplicat Domnului Isus. Dumnezeu a păstrat omul. L-a păstrat cu viață, deși omul își caută slava proprie. Și a răbdat omul, an după an. Iar la vremea potrivită, Dumnezeu l-a folosit pe om într-un fel în care nimeni nu s-ar fi gândit vreodată. Dumnezeu a coborât la om, renunțând la slava cerească, Dumnezeu s-a făcut om. Harul a venit printr-un om, prin omul Isus Hristos. Dumnezeu, Fiul, s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de om ca să salveze omul din starea lui, să-l pună pe calea cea dreaptă, să-i deschidă ochii, să-l facă să trăiască conform menirii și responsabilității pe care a primit-o de la început. Isus Hristos a venit să restabilească părtășia cu Dumnezeu. A venit printre noi, a trăit printre noi, a murit în locul nostru. Ca noi să primim neprihănirea lui Hristos, El a purtat păcatele noastre. Iar acum, noi putem să trăim pentru slava lui Dumnezeu. Noi putem să trăim în părtășie cu Dumnezeu, putem să umblăm cu Dumnezeu. Datorită Domnului Isus Hristos, Dumnezeu și om. Și ne dăm seama că această încununare cu slavă și cinste, această stăpânire, toată minunăția aceasta care până la urmă n-a fost dusă de noi la îndeplinire, n-a fost desăvârșită în noi, toate acestea au fost duse la îndeplinire prin omul fără cusur și fără pată, cel care a venit să caute și să mântuiască ce era căzut, ce era pierdut, ce era păcătos. Și toată măreția omului este completată, de fapt, prin Dumnezeul întrupat. Și slava lui Dumnezeu este manifestată prin om, dar la împlinirea vremii, slava lui Dumnezeu este desăvârșită în Domnul Isus Hristos. Și tot ceea ce a fost plănuit pentru om, toată încununarea, stăpânirea peste creație, totul să fie pus sub picioarele lui, tot, 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 toate aceste lucruri se vor întâmpla sub stăpânirea Domnului Isus Hristos. El va primi toată stăpânirea, El va împlini tot ceea ce n-am făcut noi, Toată creația îi se va supune Domnului Iisus Hristos. El este cel mai mare, El este cel mai măreț, pentru că toată slava e a Lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. că Așa stau lucrurile, așa cum vă spuneam, ne spune Psalmul 8, citat în cartea evrei, care ne arată cât de măreț e Domnul Iisus Hristos. Mai măreț decât Moise, decât îngerii, decât tot, pentru că El a fost pregătit din veșnicie să fie om, să fie omul perfect, care trăiește o viață neprihănită și care face tot ceea ce n-am putut noi face. Și după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui, și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui. El este cel care a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând mai presus decât îngerii, că a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Și putem să spunem, Doamne, ce minunat este numele tău, și prin Domnul Isus Hristos. Și vedem că prin el toate se țin. Și el a venit în această lume ca să-și ia moștenirea. Și a început printr-o trăire în ascultare completă de Tatăl, printr-o moarte perfectă, printr-o moarte înlocuitoare perfectă, printr-o plată perfectă, completă a păcatelor. Domnul Iisus Hristos a venit pe acest pământ și a învins păcatul, a învins moartea și a oferit viață și moștenire tuturor celor ce cred în El și ne-a dat ocazia să trăim și noi pentru slava lui Dumnezeu. Și noi, fiind născuți, în Hristos, așteptăm ziua în care El va veni după noi și ne va lua la El. Ne va dezbrăca de tot ce e rău, de tot ce e murdar, de tot ce e întinat și ne va duce și vom trăi o viață în desăvârșire alături de El. Și vom moșteni împreună cu El și vom împărăți împreună cu El ca fi răscumpărați lui Dumnezeu. Și toate lucrurile vor fi supuse în lumea care va urma. Și așa ajungem în Evrei, capitolul 2, unde ni se spune că, în adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim, ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-a supus toate, nimic nu i-a lăsat nesupus. Totuși, acum dacă ne uităm, vedem că nu toate îi sunt supuse. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Isus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin Harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților să în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos și vrednic de încredere, care să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și noi, care suntem în Hristos, urmăm un traseu similar. Suntem pentru puțină vreme aici, mai prejos. Dar în Hristos, suntem conform cărții Efeseni, suntem așezați în locurile cerești. Iar la final vom fi cu totul împreună cu Dumnezeu, în calitate de fiai lui Dumnezeu. Toată istoria este dusă către punctul acesta culminant, în care Dumnezeu își primește slava de la toți, de la oameni inclusiv și este totul în toți. Și ne aducem aminte de 1 Corinteni 15, când ni se spune că în urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu, Tatăl, după ce va fi nimicit, orice domnie, orice stăpânire, orice putere, că își trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Pe toți cei care au zis de-a lungul vremii, începând cu Satana, slavă mie și nu slavă Domnului, toți vor fi sub picioarele Domnului. Vrășmașul, cel din urmă care va fi nimicit, va fi moartea. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Când realizezi minunăția tuturor acestor lucruri, vorba îți vine să-ți dai demisia. Adică e, sunt niște tablouri atât de minunate încât te întrebi ce este omul, din nou, te uiți și zici sunt, așa cum am cântat, sunt un bulgar de nimic. Și cu toate acestea, Dumnezeu a investit în noi. Dumnezeu ne-a căutat și deși eram căzuți și nu-i dădeam slavă lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Isus Hristos, care ne-a luat locul în așa fel încât noi acum să putem trăi pentru Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu. Sunt lucruri atât de mărețe încât viața noastră se vede ca aproape nimic. Însă toate aceste lucruri ne includ și pe noi. Pentru că tot ce a făcut Dumnezeu prin Hristos a fost ca tu, să nu mai trăiești pentru tine, ci pentru Cel care a murit și a înviat pentru tine. Și atunci, în încheiere, vă întreb, cum dăm slavă lui Dumnezeu prin viața noastră? Nu doar prin rugăciuni sau prin cântări, prin trăirea noastră zilnică. Cum dăm slavă lui Dumnezeu, cât de mult ne gândim la Dumnezeu. Și rugăciunea mea, dorința mea în această seară este să ne gândim mai mult la Dumnezeu, să ne uităm mai mult la Slava Lui și să putem spune din toată inima, văzând lucrarea minunată a lui Dumnezeu, Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot Pământul. Amin.